În cursul zilei de 28 martie, un bărbat în vârstă de 30 de ani din Năvodari, ce se afla la volanul unei autoutilitare pe strada Plopilor din Năvodari, pe sensul de mers dinspre strada Toamnei către strada Constanței, a fost luat prin surprindere de prezența unei minore ce se afla pe partea carosabilă a drumului. Tânăra, în vârstă de 12 ani, elevă, intenționa să se urce în mijlocul de transport pentru copii ce se afla staționat neregulamentar pe contrasens cu ușile de acces către axul drumului. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a fetei. Oamenii legii au declanșat cercetările. În cauză a fost deschis dosar penal. Este un eveniment nefericit care a dat toată lumea peste cap, inclusiv conducerea școlii la care învață fata. Atât aceasta, cât și întreaga comunitate îi este alături și se roagă pentru însănătoșirea ei grabnică.